Bine v-am regăsit la un nou clip. Am strâns câteva cufere gardă, în jur de 100 de bucăți. Vreau să le deschidem și banii pe care îi facem îi vom băga în mănușă. Vom cumpăra pietre plus 4 și o să încercăm să le evoluăm. Le evoluăm în pietre roșii, ceva de genul pietre de mondure se numesc. O să vedem despre ce e vorba. Ele costă cam 3 ori bucata, sper să avem și noi noroc. Costă destul de mult și sper să ne meargă și nouă ceva astăzi, să avem noroc un pic. Bun, vom mai vedea ce vom face și haideți să începem cu aceste cufere gardă. Hai să vă țin și la curent în timp ce le deschidem cu tichetul pe care l-am făcut acum câteva zile, aproape o săptămână. Este vorba despre tichetul cu shop-ul offline. Știți că mi s-a stricat shop-ul offline, aveam activat și nu-l puteam folosi. Și uitați că astăzi mi s-a răspuns la tichet gen că s-a rezolvat și a durat ceva, dar sunt mulțumit că totuși s-a rezolvat. Nici nu știu dacă s-a rezolvat 100% pentru că n-am testat. Iar ce trebuie voi să faceți este să, când vi se întâmplă o chestie de asta, este să faceți un tichet cu problema voastră. Vi se va răspunde la tichet cu o serie de întrebări la care trebuie să răspundeți și voi la ele, iar după ce răspundeți la acele întrebări, mai așteptați câteva zile sau depinde acum, habar n-am cum, cât durează, la mine a durat câteva zile, sincer, și eu am pus și un clip în care am arătat că nu merge, vă pune să puneți poză sau clip, adică chiar amândouă vi se cer. Și pozele și clipul. Am pus un clip totuși, dar dacă nu știți să faceți clip sau nu aveți treabă cu chestia asta, puteți să puneți și poze. O să testăm și noi acum pe video, după ce deschidem cuferele, să vedem dacă merge, pentru că n-am testat și vreau să vedem dacă s-a rezolvat în totalitate. Mai avem și noi 3 cutii aici. Hai să vedem un 500kk. Hai că am văzut un 520kk plus o flacără. Este destul de ok până în momentul de față. Am mai deschis o tură de cufere pe această șamancă. Deci am așa 570kk și o flacără pe ea. Am uitat să schimb scena că și filmasem. Dar uite că mai avem câteva bucăți totuși. Deci hai să începem cu ele. Vreau să vă zic că vor fi un pic mai rare clipurile în perioada aceasta. O săptămână, maxim două. Deoarece sunt și în sesiune și nu pot face față. Este foarte obositor și nu am starea necesară să filmez, nu pot filma, nici timp, nu-mi permite nici timpul, totuși voi încerca să postez un clip la maxim 3 zile, aș încerca la 2 zile, dar nu știu dacă pot. Mai avem câteva cufere, hai să vedem și noi un miliard, ia să vedem, 10, 10, 40, vedem miliardul sau, uite că s-ar putea să-l vedem la fix, bă la fix mă. Deci avem aici un miliard, pe celălalt cont 570kk, pe flăcări stăm un pic slăbuț, adică două flăcări doar. Ah, și am deschis și un cufăr de ăla. Hai să transferăm banii, fiți atenți. Mai dau eu 30kk pe acest cont de pe celălalt și o să avem 15 ori ceva de genul. Vom face și shop, avem câteva flăcări de vândut și plus câteva chestii care așteaptă să fie puse pe shop de mult timp, mai ales papucii aceia, avem două perechi de papuși de mop plus 8. Hai să revenim cu banii și să cumpărăm și noi pietre, încercăm să le evoluăm și vedem ce este. Am ales ziua proastă să pun pietre pe mănușă, hai să ne uităm și noi puțin la pietre, la prețuri. Deci avem așa, Demon, scriem aici, și avem pe piață câteva bucăți la 1,50. Au fost pe piață două bucăți, una la 80kk și una la 1-1. Deja le-am cumpărat ca să putem evolua câteva, să vedeți cum se face. Iar d-astea deja evoluate sunt 4 ori bucata. O să le cumpărăm totuși pe astea la 4 ori, să vedem dacă reușim să punem ceva. Dar întâi încercăm să evoluăm, am cumpărat și pergament piatră spirit să ne scoatem pietrele. Deci noi în momentul de față avem pietre plus 3, o să le scoatem și o să încercăm să băgăm plus 4, evoluate. Am făcut și un pergament la area Dongguang, fix la fierar acolo să evoluăm. Problema e că nu știu dacă am eu peril luminos destul. Deci hai să mă mai uit aici pe item shop că
s-ar putea să mai am, de la tombolă, de la diferite chestii, roată, habar n-am, dar se pare că nu am. Cred că mai am eu un depozit sau pe undeva. Hai să încercăm totuși, că am 5 la mine. O să încercăm o piatră, poate merge. Ia să vedem. 30% șansă este. Sper să meargă. Hai să vedem. 3, 2, 1. Bine, am făcut una. Am făcut una. Este prima noastră piatră demon pe care o vom încerca pe mănușă. Poate iese și dublă. Habar n-am. Totuși, aș mai încerca să evoluez una, dar n-am destule berile. Imediat revenim. O să mai caut. Hai să vedem că am mai găsit. Bă, ar fi mișto să mai meargă o piatră. Ce credeți? Mai merge? Eu cred că nu mai merge. Hai. Na, am avut dreptate. Totuși, suntem pe plus, având în vedere că este 4 ani. Am băgat un 1.80 în acele pietre. Am așa o vagă impresie că se vor mai scumpi. Eu sper să nu. Puneți pe piață cei care farmează, că veți face destul de mulți bani. Hai să vedem cum stă treaba. Scoatem și noi pietrele. Și poate ne vom scoate și pe astea plus 3 ceva bani. Eu am dat 80 KK pe ele când le-am pus, deci am dat și pe ele o grămadă de bani. Ia să vedem, scoatem cioburile. Dacă pică dublă, sper să nu pice STR prima, pentru că STR deja ne dă ea. Așa că dacă o facem plus 7, am cam face statusul necesar. Trebuie să o și plusăm ulterior mănușa. O să vedem. Dar hai cu pietratul. Încercăm să o pietrăm. Hai că filmăm. Sper să pice. Mamă, dacă pică din prima dublă. Dar nici măcar n-a mers, mă, fraților. N-a mers. O să dăm banii de pe șamancă. Ia uitați cum mă mișc. Dăm și banii de pe șamancă 13 ani și o să încercăm să mai cumpărăm câteva bucăți direct. Acele la 4 ani. Și vedem ce iese, nu? Haideți că am mai luat două bucăți. Să vedem ce iese. Hai să vedem, dăm așa un pic de ritual, hai să vedem cum le jonglăm pe astea două, pac! N-a mers, mame, a ieșuat și asta. Mai avem o bucată, țineți cont că, deci, piatra este 4 oni, deci nu e de joacă, este destul de mare investiția. S-a pus o piatră, dar nu este dublă, din păcate. Va trebui scoasă. Bă, dar n-a vrut, mă, era mișto să pice una, gen dublă prima. Prima noastră piatră. O să o scoatem. Hai să mai dăm aici o de asta. E bine că putem să o scoatem la loc cu pergamentul ăsta, dar poate ieșua acum. Hai să vedem. Da, cum credeam, a ieșuat. Ia să vedem, mai dăm două încercări. Păi, fraților, investiție. Mamă. Deci chiar e mare investiția. Și pe piață, ca să vă faceți o idee, trebuie să plătim 260 de ori pe o mănușă de genul, minim, deci încercăm. Hats. Bine, mamă, să nu fie STR, te rog. Hai să nu fie STR. Filmăm. Deci este prima piatră dublă, după cum puteți vedea aici, scrie. Sper să nu fie STR, hai. Vit. Bine, băieți. Prima piatră este pusă, primul pas este făcut. Hai să încercăm și al doilea pas. Și începem. Pac! N-a mers. Dar deoarece mi-a mers, hai să nu bag cumva de ăsta. De acum încolo nu mai băgăm niciun de ăsta. Hai să, dacă tot mi-a mers așa cum am zis, mai cumpăr eu vreo două. Ia. Deci o să trimit hai să trimit 9 oni pe șamancă. Și revenim cu pietrele. Am mai revenit cu două bucăți. Hai să vedem dacă sunt norocoase. Pă, dacă ar mai intra o piatră, dar să nu fie STR, ar fi wow. Hai să încercăm. A ieșuat. Și ultima șansă. După aia sunt 5 ori bucata. A ieșuat și asta. Bă, parcă aș mai băga acum. Să mai încercăm. Hai să mai încercăm 10 ori. Astăzi doar 10 ori. Nu uităm de butonul de like, am și uitat să zic. Pentru că astăzi s-a investit destul de mult. Vom încerca, hai să mai încercăm una, chiar sunt curios dacă putem face o chestie. Bun, hai să mai încercăm două bucăți, Ruo ne urează și el succes, de fapt ne urează spor, hai să vedem. Hap, hap, succes, dar
N-a venit dublă, a venit INT. Pe asta trebuie să o scoatem cumva cu pergamentul corecției. O să mai căutăm. Deci mi se pare că mai am eu pe schimbă caracter pe contul meu. Hai că vedem. Bun, deci am găsit un pergament. Ar trebui să-l punem pe mănușă și ne-a scos-o. Hai să mai încercăm. Nu știam că o primești înapoi. Credeam că ți-o și ia și îți pune ciob. În fine, e bine, măcar atât la 50 mede, e 50 mede pergamentul, să știți. Dacă n-aveți de la Crăciun, eu pe ăsta l-am avut, nu știu, l-am avut acolo pe cont. Și hai să mai încercăm. Iară s-a spart și ultima șansă pe astăzi, după aia mai încercăm altă dată. Sau să mai, hai să vedem, dacă merge asta, pa, n-a mers. Faza e că scumpe, fraților. Deci chiar investim destul de mulți bani. O să mă mai uit eu dacă găsesc pergamentul corecției pe undeva pe șamancă. Mă mai uit pe contul pe aici. În caz că găsesc, poate mai băgăm niște bănuți în ea. Chiar aș vrea să mai încerc măcar o piatră. Ia să vedem. Am mai revenit cu două bucăți. Avem și două pergamente ale corecției pe contul acesta. Ia să vedem. Hats. S-a spart. O mutăm puțin. Hați, s-a spart și asta. Ultimii 10 ioni și gata, să avem cam fix 200 de ioni, să rămânem cu 208, mai băgăm noi 8 în altceva. Hai să vedem acum ultima, chiar că ultima șansă, am zis eu ultima șansă mai de mult, dar acum chiar că mă opresc pentru că se duc pietrele în 5 ioni 50. Și uite, chiar le-am cumpărat și pe toate la 5 ioni. Oh, 5 ioni 30... Hai să iau și una la 5 ori 30 și gata. Băi, fraților, mai erau două pe piață. Deci le-am cumpărat cam pe toate. Și să încercăm încă o dată, hai. Hats, succes, da, iară. Mi-a pus rest 15. Hai să o scoatem, din păcate. Deci dacă nu e dublă, o scoatem. Ori facem o treabă, ori nu mai facem. Deci nu vrea, n-a vrut să fie dublă. Măcar a mers, adică nu știu câte ne-au mers, 3 bucăți din habar n-am câte am băgat, peste 6-7, ceva de gen. Din nou, s-a spart și ultima, succes, dar nu este dublă. Și mai încercăm, o singură șansă mai avem să fie dublă. Hai mă, hai te rog, una dublă, încă una dublă, că am băgat destul, am băgat ceva. S-a spart mă. Băi, să le iau și pe alea, ce mă oftică, deci le-aș lua chiar pe toate acum. Dar nu mai am nici pergamentul corecției pe contul acesta. Haideți că, ce să mai, le iau pe toate, mai dau 10-11 ori pe șamancă. Bă, dacă tot m-am băgat, hai să mai vreau o singură piatră. Bă, de câte ori am zis că mă opresc și nu m-am oprit. Parcă simt că mai vine o piatră și... Totuși nu m-aș opri. Parcă mai simt că vine una dublă, sincer. Ia, biroul de schimb. Mai schimbăm unul în aici și mai le iau și pe alea două ultimele bucăți ca să știu o treabă. Bă, le iau pe toate astăzi. Le-am luat eu pe toate. Și nu mai sunt pe piață, așa că nu mai avem cum să băgăm. N-a vrut, deci n-a vrut să fie dublă încă o piatră, vă dați seama că mai trebuie două? Și dacă o cumpăram, vă dați seama că investiție de aproape 300 de ori și asta o ai pe viață, adică îți faci treaba cu ea destul de bine, adică nu mai schimbi. Toate pietrele sunt cumpărate, hai, succes, dar n-a mers. Stați așa că mai avem un pergament, adică succes, dar n-a venit dublă, revenim. Bun, am scos-o și hai să mai încercăm o dată. Succes, dar nu mai am pergamentul corecției, mi se pare. Cred că o lăsăm așa. Sau să mai caut. Mai caut puțin și revenim. Am găsit pergament pe un cont de la Crăciun. Am stat să caut ceva. Hai să mai încercăm o dată. S-a spart și ultima șansă. S-a spart. Îi punem stop. Deocamdată îi punem stop că nu mai vrea. Deci poate e una pe zi. Habar n-am, mai încercăm în altă zi. Deja oricum ne-am dus, nu știu cât am băgat, 70, aproape 70 de ori pentru o piatră. Oricum, dacă am băgat 7 ori, 3, 21, ar fi ok dacă am băgat 70 de ori pe piatră.
pentru că, așa cum v-am zis, mănușa este aproape de 300 de ani. Sper eu să nu, adică hai să încercăm să băgăm din mai puțin, vom vedea. Deocamdată am băgat destul, sincer, ați văzut, nu mai băgăm astăzi. Scutitan plus 9, 20 de ani ieftin. Miticopac plus 4, 26 de ani și Jad plus 4, bă, astea-s ieftine rău. Însă, hai să vedem și noi dacă putem face shop. S-a reparat sau nu s-a reparat? Bă, se pare că s-a reparat. Dezavantajul este că mi s-au dus câteva zile, am avut 12 zile, ceva de genul. Păcat, n-am primit nimic înapoi, ca să știți. Bun, facem shop-ul și revenim să vedem ce punem pe el. Și pe shop avem în felul următor: două perechi de papuși de foc plus 8, una cu un KPV10 critică, cea care am primit-o la giveaway pe live. Banii aceștia trebuie să-i dăm la giveaway cumva, prin ori dăm bani cash pe oră de joc, ori câte un voucher pe zi. Mai vedem să se și dea, pentru că chiar merită, sunt foarte ieftini. Și aceștia la fel, ăștia săi mei, am făcut eu pe un clip. 6-7, 36 de ani, 2 KPV5 critică, papuși plus 8, lăcările 94, ai 95 aproape. Niște pești, pietrele astea plus 3 nu există pe piață, le-am pus și eu 66 KK, niște perle și mai avem ăsta din cufere valoroase verzi, iteme de upgrade. Ia stați un pic, hai să vând, să dau perlele astea vișinii, că tot știți de când stau cu ele, cred că de luni de zile. Fiți atenți ce facem. Le punem și noi la un yang, cine le prinde, le prinde. Și aia e, nu? Să scăpăm de ele, că avem prea multe și nu avem ce face cu ele. Uite, s-au și vândut. Deci s-au vândut instant. Mai avem 200. Bun. Fiți atenți, mai avem armura asta, am scos-o de la 6-7, mai avem doar un... Stai, asta. Mai avem doar un bonus de băgat. Suntem pe contul lui Dănuț, are aici pietrele magice, cele 3 bucăți. Am venit eu cu piatra lunii și tot ce ne trebuie, stați așa că bani n-avem, trebuie să dăm niște yang aici. Dacă ar merge plus 9, ar fi prima armură din viața mea pe care o fac, pe care o fac și pe care o am, bineînțeles. Bă, o fi norocoasă, o fi amuleta noastră norocoasă, Dănuț. Mi-a dat contul cu acest scop, bă, am magicele astea, poate te folosești de ele. Bă, dacă merg, ar fi ceva. Încă ceva, dacă te uiți la clip, Dănuț, aveai în poștă otrăvita asta. O las aici pe cont și începem. Hai să vedem plus 9. Am dat sonor, am dat tot ce trebuie, auzi și voi. Hai să vedem. Hai, parcă simt cu metalul ăsta din mijloc. Primul eșuat. 3 șanse. Bă, avem ceva șanse să o facem. Poate din al treilea, căci că a treia oară e cu noroc, așa se zice. Ziceați să pun și piatră în loc de vitalitate, să pun de-aia cu săgeți, însă acolo la cei de gheață nu prea sunt arcași. Al doilea metal a ieșuat și încercăm și al treilea. Hai să vedem cum stă treaba. Bă, n-ar fi rău să meargă, ar fi prima, așa cum am zis, plus 9. N-a vrut. Din păcate n-a vrut. Era frumos. Hai să o dăm noi înapoi. Iar acum pe final, hai să ne uităm și de partea de alchimie. Mai aveam eu aici de data trecută un clar și un mitic. Am zis hai să le mai încercăm. 10 ori ne-am băgat în antice. Uite, primul eșuat. Uite, două eșuate la rând. Hai să le lăsăm pe astea eșuate. Le lăsăm acolo primele. Bun. Hai că începe. Iar a eșuat unul. Câte avem? Cred că 3. Da, 3. Hai să vedem 4. 4, 5. Bine. E ok, hai, un mitic, nu e full, hai încă un mitic, îl jucăm și pe ăsta un pic, bun, critică pătrundere, bă, și dacă avea și o blocare, are blocare corporal, cealaltă blocare dacă avea, în fine, hai să vedem un perfect, nu? Ia, le luăm așa, claritate, hați, claru. Uite-mă și aici o blocare corporală în loc de reflectare. Hai să-i dăm înainte, în perfect. Bine. Critică și blocare. Vedeți că ăsta s-ar putea să fie ceva. Hai să ne uităm puțin pe piață. Schimbăm scena pe șamancă.
ne uităm la un X perfect, s-ar putea să fim pe plus. Mai avem și un opac acolo. Uite, unul la 33 de ani, blocare și săgeți. Uitați, 60 de ani. Blocare, săgeți, bă, dar niciunul blocare și critică. Wow. Nu știu ce să zic, hai să-l pun și eu la 40. Nu știu ce să zic, îl pun la 40. Hai să vedem. Îl pun la 43 și dacă nu se dă, îl mai scade. Ăsta, hai să-l punem și pe ăsta la 6-7 ori, ceva de genul. Ne uităm acum să ne facem o idee. 6 ori 20. Da, o să-l punem la 6 ori. Stați așa. 6 ori 44. Și ăsta. Bun. S-ar putea să fi fost pe plus cu Onyx-ul astăzi, deci mi-a mers foarte bine și data trecută și de data aceasta. Măcar atât, dacă am băgat atât de mulți bani în mănușa asta. Ia să vedem, au mai apărut pietre pe piață, deși n-aș mai băga astăzi, imediat vă zic. Deci dur, scriem dur aici. Bă, mai sunt câteva la 5,50, adică scumpe. Dacă se mai ieftinesc, o să încerc să mai cumpăr. Și mai vedem cum facem. Ia de astea normale, demon. Voi nu vedeți acum, dar vă zic, tot 1,50. Bun, cred că am făcut destule pe ziua de astăzi. Deci chiar am făcut, măcar am pus o piatră, deci nu e chiar așa de rău. Clipul de astăzi a mers destul de bine. Nu uităm și de butonul de like, de susținere. Și pentru următoarele, hai să vedem acolo 500 de like-uri pe puțin. Hai să vedem mănușa aia, sunt și eu curios cât mai băgăm în ea. Am băgat destul de mult și astăzi. Armura n-a mers din păcate, era frumos să meargă, dar mai vedem. Poate mai dăm altă dată. Ne auzim data viitoare, vă urez multă pace și mulțumesc și membrilor. Vă salut!